Aș vrea să îți vorbesc astăzi despre situații din viața ta, din viața mea, în care poate ne lăsăm foarte ușor intimidați. De aceea titlul mesajului din dimineața aceasta este acesta: Nu te mai lăsa intimidat. Ce înseamnă să fii intimidat? Lipsă de îndrăzneală? Poate să-ți fie un pic teamă? Care sunt acele situații din viața ta în care te lași intimidat cu ușurință? Aș putea să-ți dau câteva exemple din viața mea personală și ca să nu fie exemple recente, mă duc la anii liceului și mi-aduc aminte când erau acele momente când venea profesorul sau profesoara în clasă și primele cuvinte pe care le rostea erau acestea: scoateți? Mulți ați rămas traumatizați de aceste cuvinte și încă unii sunteți intimidați de aceste cuvinte, la fel cum sunt și eu. Scoateți o foaie de hârtie. Sau, la ora de franceză, am avut o profesoară extraordinară, Domnul să o binecuvinteze, și toți care ați fost elevii ei să spuneți amin. Amin. Intra în clasă și primul lucru pe care îl spunea profesora de franceză, prima întrebare pe care ne-o punea era aceasta. Sper să o spun corect. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Câți dintre voi vă amintiți această întrebare, da? Qu'est-ce que vous avez préparé? Sau uneori întreba, qu'est-ce que nous avons préparé pour aujourd'hui? Și când punea întrebarea aceasta și după aia spunea, Cristian... Eram foarte intimidat, foarte intimidat. Nu știu care sunt momentele din viața ta care te intimidează pe tine, însă astăzi ajungem în Judecător, capitolul 7. Și vedem aici un om care avea toate motivele să fie intimidat. Gedeon, Dumnezeu îl ia din teasc, dar nu îl ia din teasc ca să-l ducă la biserică, să stea frumos duminica, să asculte o predică. Dumnezeu niciodată nu te scoate din trecutul tău doar ca să te ducă la biserică și să asculți un program frumos sau o predică, ci Dumnezeu întotdeauna te scoate din trecutul tău pentru ca mai apoi, să împlinești o viziune. Să împlinească o viziune cu tine, Dumnezeu are un scop pentru tine, pentru viața ta. Și Dumnezeu are un scop pentru Gedeon. Chiar dacă uneori Gedeon se lasă intimidat. De aceea, deschideți la Judecători, capitolul 7, și hai să citim primul verset. Ierubal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat dis de dimineață și-au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte de Gedeon spre dealul More în vale. Și acum Gedeon se pregătește de luptă. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Primul lucru care te rog să-l ții minte în dimineața aceasta este acesta: nu te lăsa intimidat de aparențe, de ceea ce vezi. Pentru că mi-l imaginez pe Gedeon urcându-se undeva pe un vârf de deal și uitându-se înspre tabăra lui Madian. Știți care erau aparențele din viața lui Gedeon? Știți ce vedea Gedeon? Hai să vedem împreună. Uitați-vă, ce se vedea de pe vârful dealului. Madian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste. Și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. Dragilor, ceea ce vede Gedeon este o imagine înspăimântătoare. Ceea ce vede Gedeon de pe vârful dealului, aparențele sunt incredibile. Avea motive să fie intimidat, ce ziceți? Avea multe motive să fie intimidat. Pentru că el se uita la armata lui micuță. Armata lui Madian era formată din vreo 135.000 de persoane. Armata lui Gedeon era formată din 32.000 de persoane. Când compar cele două echipe, nici cum calculele nu dau pe hârtie, nu-i așa? Este greu.
Dar în acest context, vine Dumnezeu și îi vorbește lui Gedeon și spune, Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care îl ai cu tine este cum? Este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Oare ce-o fi zis Gedeon când a auzit aceste cuvinte? Poporul pe care îl ai este prea mult. Doamne, poate madianiții sunt prea mulți. Doamne, tu n-ai numărătorii de voturi n-au fost buni, Doamne, numărătorii de sale n-au... Doamne, noi suntem 32.000, ăia la alții sunt 135.000. Doamne, noi suntem prea puțini. Dumnezeu spune, nu, sunteți prea mulți. Pentru că uitați-vă cum continuă Dumnezeu și ce îi spune lui Gedeon, spune, vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze, să plece acasă. Dumnezeu îi spune, Gedeon, fă chemare. Spune-le oamenilor care sunt fricoși să plece acasă. Doamne, dar nu se poate așa ceva. Nu te-ar fi intimidat Dumnezeu cu astfel de vorbe, cu astfel de idei, cu astfel de strategii? Și Gedeon n-are ce face. Face program de biserică, nu pune pianul să cânte și la final face chemare, dar cred că o pocește așa încât să nu înțeleagă nimeni ce zice. Eu așa mi-l imaginez pe Gedeon, spunând, cine este fricos să plece acasă? Gedeon, ce ai zis? N-are importanță. O fi zis-o în așa fel încât să nu se ridice nimeni în picioare, să nu ridice nimeni mâna, să nu iasă nimeni în față. Și Gedeon merge în fața poporului și zice, am un cuvânt din partea Domnului, cine este fricos să plece acasă. Și spre surprinderea lui Gedeon, se ridică unul. Se ridică al doilea. Și se ridică al treilea. Și se ridică 1.000. Și se ridică 5.000. Și nu insistă cu chemarea. O singură dată o zice. Și 22.000 de oameni, spune Biblia, s-au dus acasă. Cum credeți că s-o fi simțit Gedeon? Ăștia au fost ăia fricoșii. N-ai ce să le faci. Și așa cu fricoșii, mare brânză nu faci. Că știa și el cum îi se lucrez cu oameni fricoși. Mergem împotriva lui Madian. Mai bine stăm aici. Niciodată nu o să fie bine, niciodată nu o să iasă nimic de acolo. Dar după aceea îi rămân 10.000 de oameni și probabil Gedeon își gândește strategii cu 10.000 de oameni. Probabil Gedeon se gândește la ce ar putea să facă cu 10.000 de oameni, dar Dumnezeu îi vorbește din nou lui Gedeon și îi spune, Domnul i-a zis lui Gedeon. Și acum Dumnezeu este ca și profesoara de franceză care vine la Gedeon și îi spune, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Sau scoateți o foaie de hârtie. Și din nou Dumnezeu îi vorbește lui Gedeon și spune, poporul este încă prea mult, Gedeon, coboară la apă și acolo ți voi alege acela despre care îți voi spune acestea să meargă cu tine, va merge cu tine și acela despre care îți voi spune acestea să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Doamne, de ce îmi faci asta? Te rog foarte mult. Măcar dacă vrei să mai iei, ia numai așa încă 2-3, mai am mai văzut 2-3 fricoși pe aici, dar numai pe ea, restul 9998, te rog frumos, lasă-i în pace. Te rog, nu mai mici nimic, Doamne, nu te mai atinge de ei. Și Biblia spune, uitați-vă ce se întâmplă practic în textul acesta, mai departe spune, Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon, pe toți cei ce vor lipăi apa cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparți de toți cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchiat să bea. Și Domnul i-a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Dă-i notă lui Dumnezeu. 10, nu? E ușor când stai și asculți predica, dar dacă erai în locul lui Gedeon, ce notă ai fi dat? Ciudate-s căile Domnului, nu-i așa? Ciudat lucrează Dumnezeu. Ce învățăm din versetele acestea? Câinii sunt mai buni decât pisicile? Nu, asta este evident. Și pisicile sunt bune, numai câinii. Dar îi alege așa, în mod ciudat, ai zice, e ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu, în loc să-l facă pe Gedeon mai puternic, îl face mai slab.
300 de oameni? Ce poți face cu 300 de oameni? N-ai fi fost intimidat când te uiți la ceilalți? Când te uiți la tabla scăderii a lui Dumnezeu, se pare că lui Dumnezeu îi place tabla scăderii, pentru că uitați-vă ce face Dumnezeu. 32.000 minus 22.000 minus 9.700 egal 300. Incredibil! În dimineața aceasta aici suntem un pic mai mult de 300 de persoane. Gândiți-vă, mai puțin dintre noi au rămas să meargă la luptă împotriva 135.000 de oameni. Când pastorul la biserică ți-a spus duminica trecută că Dumnezeu vrea să te facă puternic, Dumnezeu vrea să-ți dea biruința, Dumnezeu este Cel care va câștiga victoria, și tu te uiți pe graficile lui Dumnezeu în business, în mod normal, când prezinți grafice, e bine să le prezinți astfel încât întotdeauna graficele să meargă în sus. Graficele lui Dumnezeu se pare că se duc tot în jos. Îi reduce lui Gedeon armata, parcă Dumnezeu nu știe ce face. Îi reduce lui Gedeon resursele, îi reduce lui Gedeon, îi micește posibilitatea de a câștiga victoria aceasta. De ce face Dumnezeu lucrul acesta, dragilor? Poate pentru că dorea ca Gedeon să trăiască în totală dependență de Dumnezeu? Dumnezeu poate că a vrut ca și Gedeon să învețe. Și spune asta clar în versetul 2, să nu te lauzi după aceea că mâna mea, că de fapt noi i-am bătut pe madianiți, că de fapt noi am câștigat lupta aceasta. Nu-i despre voi, zice Dumnezeu, ci este despre mine, este despre gloria numelui meu. Nu vei ști niciodată că El este tot ceea ce ai, până când nu vei înțelege și nu vei experimenta cum este ca Dumnezeu să fie tot ceea ce ți-a rămas în lumea aceasta. Ce te intimidează pe tine? Unii dintre voi sunteți aici în dimineața aceasta, prezenți la această întâlnire, și tu știi despre ce vorbește textul acesta. Pentru că poate în ultimul timp Dumnezeu și ție ți-a redus resursele. Tu te-ai rugat, Doamne, dă-mi un salar mai mare, și Dumnezeu ți-a dat un salar mai mic. Poate te-ai rugat, Doamne, dă-mi prieteni mai mulți, Dumnezeu ți-a redus prietenii, Dumnezeu ți-a redus familia, Dumnezeu ți-a redus posibilitățile, Dumnezeu ți-a redus opțiunile. Și în loc ca Dumnezeu să te facă mai puternic, Dumnezeu te face mai slab. De ce? Pentru că, dragul meu, ascultă-mă cu atenție, Dumnezeu întotdeauna își dorește ca tu să fii mai puternic, dar uneori și de multe ori, de fapt, înainte ca Dumnezeu să te facă mai puternic, Dumnezeu te face mai slab. Și te uiți la aparențe, te uiți la ceea ce este în jurul tău și vezi că ceea ce se întâmplă este atât de rău, atât de multe probleme, fără număr, ca nisipul mării, ca și lăcustele, sunt peste tot în jurul tău. Se întâmplă la biserică, se întâmplă în familie, se întâmplă în viața ta personală, probleme peste probleme și peste probleme, și te întreb, Doamne, de ce? Pentru că ascultați-mă cu atenție, uitați-vă ce se întâmplă. Israel, 300, Madian, 135.000. La casele de pariuri, ce ziceți? Paritatea era de, cei care știți matematică, 450 la 1, sau 1 la 450. Cui ai fi dat vreo șansă în bătălia aceasta? Și-o vă uitați la mine dimineața asta. Moștru. Omenește vorbind, cui ai fi dat vreo șansă? Cine ar fi trebuit să câștige lupta aceasta, meciul acesta? Se juca în deplasare. Antrenor la unul era Gedeon, la celălalt era Hagi. Cine ar fi trebuit să câștige în mod normal? Cine te-ai fi așteptat să câștige? Madian, pe bune. Sunt surprins de voi. Ați început să vă treziți în dimineața aceasta. Slavă Domnului, mulțumesc, Doamne, că aș putea folosi niște aminuri după weekendul acesta. Armata lui Madian. Cam așa îmi imaginez că s-au dus ăștia la luptă cu trenul, au fost mulți, ca și lăcustele, ca și nisipul mării. Încerc să vă fac să vizualizați cuvântul lui Dumnezeu. Și aici este armata lui Gedeon. Madian contra Gedeon. Cui ai fi dat vreo șansă? Unii încă sunteți confuzi.
Câți dintre voi ați fi fost intimidați de ceea ce vedeți când vă uitați în jurul vostru? Dar uitați-vă că Pavel exprimă practic același adevăr într-un verset din Noul Testament când spune în 2 Corinteni 12:9: deci, mă voi lăuda mai bucuros cu ce? Cu slăbiciunile mele. Foarte tare! Câți dintre voi ați făcut asta vreodată? Dacă Pavel ar fi avut Facebook, ar fi pus pe Facebook poze cu slăbiciunile lui. Câți dintre voi vreți să faceți asta? Pe Instagram. N-ar fi pus poze cu Biblia deschisă și subliniată numai ca să dea bine pe Instagram și cu o cană de cafea lângă ea, ci ar fi pus pe Insta poze cu slăbiciunile lui și ar fi scris: uite că n-am reușit să citesc Biblia în fiecare zi săptămâna aceasta, păcătosul de mine. De aceea, zice, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, căci, spune Pavel, căci, virgulă, când sunt slab, atunci sunt, hai să spunem cu toții asta, când sunt, nu cu toții, numai o jumătate a spus, ori spunem cu toții, ori plecăm acasă, ca și Gedeon. Când sunt, atunci sunt foarte tare. Sunt slab, atunci sunt tare, zice Pavel. Asta vrea să-l învețe Dumnezeu pe Gedeon. Când ai 300, Gedeon, atunci ești tare. Dar, Doamne, n-are sens. Imaginați-vă cum ar fi să vin în dimineața aceasta aici și să vă spun că săptămâna viitoare organizăm eveniment la sala sporturilor. Anul trecut ați venit prea mulți. Vă rog, mergeți câțiva acasă anul acesta. Ați venit prea mulți în dimineața aceasta. Era fain dacă veneați mai puțini. Uite, la primul program, parcă a fost așa, cu jumătate mai mult. Era fain dacă 80% ați pleca acasă, chiar acum, în momentele acestea, în timp ce cântăm o cântare. Cum ar fi lucrul acesta? Niciun pastor n-ar vrea să se întâmple asta. Și din potrivă, slavă Domnului că ați venit. Dar uite că uneori Dumnezeu îți reduce armata. În timp ce studiam textul acesta, îmi scrie Răzvan un mesaj. Și îmi zice: fii atent ce s-a întâmplat. Prietenul și colegul nostru, Sergiu, s-a îmbolnăvit chiar acum, când aveam mai mare nevoie să putem să ne pregătim pentru toate evenimentele, când eram cu toții angajați în lupta aceasta pe care trebuie să o ducem cu Baia Mare, cu evenimentele, cu sărbătorile, cu duminicile, cu totul. Colegului nostru, Sergiu, care a lipsit duminica trecută și duminica asta, nu pentru că a vrut, ci pentru că a fost nevoit, Dumnezeu ne-a omicit și nouă armata. Și zic: fii atent ce am citit despre Gedeon, cum i-a omicit Dumnezeu armata. Dar zice: mie mi-a luat locotenentul. Am zis asta și la primul program, mi-a trimis Sergiu mesaj, zice: înseamnă că eu sunt dintre ei fricoși? Nu, zic, tu n-ai lipăit. Am, am, am. Mi-a trimis mesaj înapoi, lipăiți voi. Am între voi experimentați asta chiar acum în viața voastră. Știți ce înseamnă să-ți reducă Dumnezeu resursele, să-ți reducă armata, să-ți reducă posibilitățile. Te uiți la aparențe, te uiți la ceea ce se întâmplă în jurul tău și nici măcar nu are sens. Ce? Că n-ai lipăit? Deci nu se trebuia să știe ceilalți că trebuie să lipăie. Cine le-a zis? Gedeon? Mergeți și lipăiți? Nu se mai pomenit așa ceva. Le-a fost sete, săracii. Dar unii dintre voi sunteți acolo în viața voastră, și chiar acolo te găsești. Și te întreb: Doamne, de ce? Pentru că, ascultă-mă cu atenție, atunci când Dumnezeu îți reduce armata, întotdeauna îți mărește credința. Să nu uiți asta. Dumnezeu vrea graficele lui Gedeon omenești să meargă în jos, pentru că vrea ca, virgulă, credința lui să meargă în sus. Dependența lui de Dumnezeu să fie una totală. Pentru că dacă dependența de Dumnezeu este obiectivul nostru, înseamnă că slăbiciunea este avantajul. Repet, dacă dependența de Dumnezeu este obiectivul, slăbiciunea este avantajul. Când sunt slab, atunci sunt tare, spune Pavel. Ce fain e textul acesta. Ce fain e Dumnezeu, ce fain este modul în care Dumnezeu lucrează. Dar mai vedem încă un lucru legat de intimidarea lui Gedeon și intimidarea noastră. Nu te lăsa intimidat de teamă. Avea Gedeon motive să se teamă.
Oh, da, avea multe motive. Hai să citim. Pentru că Gedeon este în punctul acela din viața lui în care avea acum nevoie de încurajare. Câți dintre voi aveți nevoie de încurajare în dimineața aceasta? Este cineva aici care are nevoie de încurajare? Domnul să vă încurajeze. Să vedeți cum îl încurajează Dumnezeu pe Gedeon. Eu, dacă eram în locul lui Gedeon și aveam nevoie de încurajare, m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să mai facă încă o dată faza cu îngerul. Care fază cu îngerul, Cristi? Săptămâna trecută, amintiți? Gedeon era înteas și Dumnezeu trimite îngerul și când îngerul se duce la Gedeon și îl salută, ce îi spune îngerul? Cum îl salută? Domnul este cu tine? Viteazule, avea nevoie Gedeon de un cuvânt din ăsta din partea Domnului? S-ar fi așteptat să mai aibă un program de biserică din ăsta foarte tare, cu Domnul este cu tine, viteazule. Dar cum zice Dumnezeu, Gedeon, hai să mergem la un curs de încurajare. O să fie un curs foarte încurajator și uitați-vă cursul lui Dumnezeu de încurajare. Domnul i-a zis lui Gedeon, în timpul nopții scoală-te și coboară-te în tabără, în ce tabără? În tabăra lui Madian, în tabăra dușmanilor, în tabăra lăcustelor, în tabăra celor care erau mulți ca nisipul mării, căci am dat-o în mâinile tale. Ce-i fi răspunsul lui Dumnezeu? Doamne, numai un pic, stai să clarificăm acum câteva lucruri, că deja lucrurile merg așa, într-o direcție foarte nasoală. Întâi îmi reduci armata, am înțeles, am rămas cu 300 de oameni, m-am obișnuit cu ideea, încep să mă gândesc la strategii. Dar acum vrei să mă duci în tabăra dușmanului pentru că acolo vrei să mă încurajezi? Doamne, de ce vrei să mă trimiți în tabăra adversă? Doamne, de ce vrei să mă trimiți în mijlocul pericolului? Pentru că atunci când Dumnezeu îți reduce armata, El îți mărește credința. Dar pentru ca Dumnezeu să-ți mărească credința, este important ca tu să faci primul pas înspre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îi spune lui Gedeon, Gedeon, ascultă-mă cu atenție, coboară-te! Coboară-te în tabăra lui Madian, pentru că acolo vei găsi încurajare, pentru că acolo vei găsi motivare. Și uitați-vă mai departe ce se întâmplă. Dacă ți este frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. Doamne, serios, dacă mi este frică să mă cobor... Interesant modul în care Dumnezeu știe să încurajeze, nu-i așa? Doamne, te rog, trimite îngerul încă o dată, n-am nevoie acum de asta. Nu ți s-a întâmplat să te rogi, Doamne, te rog, încurajează-mă. Doamne, te rog, ridică-mă din starea aceasta. Și parcă Dumnezeu, în loc să te ridice, te coboară și mai mult. Asta este modul în care Dumnezeu lucrează în viață. Tu vrei să urci și Dumnezeu vrea să urci. Dar înainte ca să te urce, Dumnezeu uneori te coboară. Și uneori încurajarea în viață o găsești în cele mai neobișnuite locuri, în care nu te aștepți, în care n-ai vrea să mergi. Doamne, sunt prea obosit să mă duc. Doamne, m-am săturat de toate prostiile astea, m-am săturat de biserică, m-am săturat să găsesc încurajare în cele mai descurajante locuri în viața aceasta și în lumea aceasta. Dar hai să fim sinceri cu noi. Nu-i așa că uneori cele mai faine încurajări pe care le-ai primit n-au fost aici la biserică. Cele mai faine încurajări pe care le-ai primit n-au fost când totul a mers bine. Cele mai faine încurajări și modul în care Dumnezeu de multe ori poate că ți-a întărit credința ta a fost prin situații neașteptate, prin situații neobișnuite prin care Dumnezeu a lucrat în viața ta. De atâtea ori auzim clișee din astea, pocăiești. Cel mai sigur loc în care poți să te afli este în voia lui Dumnezeu. Nu uite care e voia lui Dumnezeu acum pentru Gedeon. Du-te în tabăra lui Madian. Doamne, ca să mă trimite înapoi împachetat? Ca să mă omoare? Doamne, îți bați joc de mine! Îți bați joc de viața mea! Câți dintre voi sunteți supărați pe Dumnezeu? Că nu te-a încurajat, ce ai impresia că El își bate joc de tine? Dar Dumnezeu alege să lucreze în felul acesta! Pentru că El chiar vrea să te încurajeze. Pentru că El chiar are un plan pentru tine. Uitați-vă ce spune Dumnezeu lui Gedeon, dacă ți este frică să te cobori, coboară-te și să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile, coboară-te dar în tabără. Doamne, dar nu vreau, coboară-te. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Gedeon, dacă ți-e frică să te cobori, coboară-te. Dacă ți este frică să te cobori, coboară-te.
Dacă ți este frică, mulți dintre voi, Dumnezeu știe că trebuie să se schimbe ceva în viața ta. Aștepți o schimbare de mult timp. Dar refuzi să ieși de acolo de unde ești. Dumnezeu ți-a spus coboară-te și tu zici, nu vreau să mă cobor, eu vreau să urc. Coboară-te! Dacă ți este frică să te rogi, roagă-te! Dacă ți este frică să cânți, cântă! Dacă ți este frică să te botezi, botează-te! A apărut un film, Torturat pentru Hristos, despre viața lui Richard Wurmbrand. Este un mic documentar, de fapt, foarte fain, foarte tare. Poate odată o să-l vizionăm cu întreaga biserică, când vom avea timp. Dar până atunci, este o scenă acolo despre un om, un rus pe nume Petru, care s-a întors la Dumnezeu și care neapărat a vrut să-l mărturisească pe Dumnezeu și în apa botezului. Dar n-avea cum, n-avea unde, era pe vremea comunismului, totul era periculos. Dar omul acesta înțelege că Dumnezeu îl cheamă să se coboare și refuză să nu-l asculte pe Dumnezeu. Chiar dacă era într-un timp foarte neconfortabil, chiar dacă era în vremuri foarte tulburi. Hai să vedem, de fapt, scena aceasta din film. Urmăriți ecranul cu atenție. Our ministry to the Russians was bearing fruit. There was one young soldier named Peter. He had come with the Russian army. It was not enough for Peter to accept Christ. He wanted to be baptized. Piotr Radmanovich Kovalev, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Baptisms were very risky. There were so many informers among us, and only the most trusted could be invited. But Peter insisted, and we had complied. Our underground church was modest in size, but it was growing in numbers and in courage. Petrica, ca și Gedeon, s-a coborât în cel mai riscant loc în care putea să se coboare. El a zis, vreau să-mi trăiesc viața spre slava și gloria lui Dumnezeu. Refuz să rămân un anonim în lumea aceasta, refuz să rămân un laș. De ce ți este teamă? În dimineața aceasta, care sunt acele lucruri care te intimidează, te înfricoșează? Gedeon, uitați-vă ce se întâmplă mai departe, dacă ți-e teamă să te cobori, coboară-te, îi spune Dumnezeu. El s-a coborât cu pura slujitorului până la întâia strajă a taberei. Dacă s-a coborât împreună cu slujitorul lui, ce înseamnă lucrul acesta? Că i-a fost ce? I-a fost frică? Așa îmi place Biblia. Știți de ce îmi place Biblia? Dacă în punctul acesta Biblia ni l-ar fi prezentat pe Gedeon ca fiind un supererou, un tip din ăsta tare, s-a dus în tabăra lui Madian, și ar fi făcut praf tot un fel de Hulk din ăsta, să meargă și să totul în calea lui, să dea la o parte, un hitman, un superman, un supererou, acum aș fi zis, serios, ce sunt eu în comparație cu el? Ea mă încurajează cuvântul lui Dumnezeu când citesc că și lui Gedeon i-a fost teamă. Și știți ce mă încurajează mai mult? Că Dumnezeu nu s-a lăsat intimidat de intimidarea lui Gedeon. Dumnezeu nu s-a lăsat intimidat de teama din viața lui Gedeon. Dumnezeu nu i-a spus, Gedeon, ți-e frică? Nu. Gedeon, ți-e frică, așa? Da, un pic. Mai citește câteva versete. Auzi, Gedeon, ai îndoieli. Doamne, sincer sau politicos? Sincer, Gedeon. Da, Doamne, am îndoieli. Mai du-te la biserică. Gedeon, am încercat de câteva săptămâni, lucrez cu tine, să te ucenicizez, să te fac, să fii un om al meu. Gedeon, ți-am dat foc la teasc și am aprins jertfa. Nu a fost suficient. Bă, dar greu îmi vezi, mă, ești tare de cap. Ce-i cu tine? Încă n-ai văzut că eu sunt Dumnezeu. Gedeon, am fost cu tine când ai dărâmat Baalii. Gedeon, am fost cu tine, de două ori ai făcut șmecheria aia cu lâna. Și tot nu ți-a fost de ajuns. Câte programe de biserică, câte cursuri m-am hotărât, câte studii biblice străbăm, omule. Dumnezeu zice, Gedeon, ți este teamă? Da, dacă ți este teamă să te cobori, coboară-te. Așa îmi place că Dumnezeu îl folosește pe Gedeon în ciuda slăbiciunilor lui. Nu, Dumnezeu îl folosește pe Gedeon datorită slăbiciunilor lui.
Pentru că atunci când sunt slab, El este tare. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Pentru că pot să relaționez la El. Mă bucur că în dimineața aceasta nu trebuie să vin în fața voastră ca și un pastor perfect să pretind că totul este la locul Lui în viața mea, ci pot să vă spun că de multe ori mă simt intimidat. Nu doar la ora de franceză, nu doar la ora de matematică, mă simt intimidat de fiecare dată când stau în fața voastră. De ce? Nu știu. Că nu eu v-am chemat să veniți. Dar mă simt intimidat, m-am simțit intimidat când am făcut prima dată primul program de biserică. M-am simțit intimidat când am început acum 3 săptămâni BBSO Baia Mare. Mi-e teamă când mă gândesc că peste 2-3 săptămâni mergem din nou la sala sporturilor. Mi-e teamă de... mi-a fost teamă când am cumpărat terenul. Mi-a fost teribil de teamă că nu o să strângem banii necesari. Îmi place de Dumnezeu că nu este un Dumnezeu din ăsta triumfalist, un triumfalist ieftin. Totul va fi bine. Gedeon, descoperă campionul din tine. Gedeon, du-te, fă praf pe toată lumea. Și Dumnezeu spune, ți-e teamă, da. Ei, băi, poți să te folosești și așa. Ai îndoiel, da, poți să te folosești și așa. Dumnezeu, în dimineața aceasta, te cheamă să faci primul pas al credinței, cât încă ți este teamă, cât încă ai îndoieli. Chiar dacă încă ai întrebări, pentru că Dumnezeu poate să te folosească. Mi-e teamă când mă gândesc, de exemplu, anul viitor trebuie să începem să construim. Cu ce? De unde? Habar nu am. Îmi este teamă. Dar când sunt slab, când nu avem bani, când nu avem resurse, când nu avem oameni, când Dumnezeu ne micește armata, când sunt slab, atunci Dumnezeu este tare. Am văzut asta de atâtea ori. Am văzut asta în 2012, am văzut-o în 2016, am văzut-o în 2017, am văzut-o acum 3 săptămâni. Vedem în dimineața aceasta că toată slava și gloria îi aparține lui Dumnezeu pentru că lucrează prin oameni slabi ca și noi. Avem totul aliniat. Dar Dumnezeu îi spune lui Gedeon acum, du-te Gedeon, du-te pentru acolo să primești o încurajare extraordinară. E ca și cum Dumnezeu i-ar spune, ar fi echivalentul ca și cum Dumnezeu ți-ar spune, intră pe Facebook și citește ce spun haterii despre tine. Și Gedeon, du-te în tabăra haterilor. Du-te în tabăra haterilor și citește să vezi ce o să spune despre tine. Gedeon a sosit în tabăra haterilor și iată că un om, un hater, istorisea unui alt hater un vis. El zicea, am visat un vis și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Asta era un coment pe Facebook. Și tovarășul lui, haterul lui, a răspuns și a zis, acesta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Pentru Gedeon este foarte încurajator. Și fiți atenți aici, că aș vrea să înțelegeți punctul ăsta foarte, foarte bine. Gedeon se duce în tabăra haterilor, în tabăra dușmanilor. Și acolo, în tabăra dușmanului, Gedeon primește încurajare tocmai prin proprii lui dușmani. Dacă venea îngerul Domnului să spună, Domnul este cu tine, viteazule, era doar rutină, că o mai fost, eu mai spus asta, o mai auzit. Dar când Gedeon aude că Domnul este cu tine, viteazule, de la proprii lui dușman, este cu totul altceva. Încurajarea este de 100 de ori mai mare. Că dacă vine un prieten și îmi spune, Domnul este cu tine, Cristi, îs încurajat. Dacă vine un hater și îmi spune, Domnul este cu tine, Cristi, bine, nu-mi spune, dar scrie pe Facebook și eu găsesc, sunt și mai încurajat. Are sens ceea ce vă spun. Nu vi s-a întâmplat să fiți încurajați prin proprii voștri dușmani care vin și spun, au venit și ți-au spus după 5 ani de zile, mă, nu ți-am spus niciodată până acum, dar să știi că de mult am văzut că Dumnezeu te folosește, că ești un exemplu pentru mine, că ești o femeie bună, că ești un om la locul lui. Ce încurajare! Ce tare e că diavolul uneori cunoaște mai bine potențialul nostru decât îl cunoaștem noi înșine. Diavolul cunoaște uneori potențialul pe care tu îl ai mai bine decât tine. Crezi lucrul acesta? Nu, n-are sens, nu-i bună teologia asta. Păi da, uite că Madianul știa că Gedeon este un om cu potențial, când el nu știa că e un om cu potențial. Și asta este o mare încurajare pentru Gedeon și el se duce acum acasă și se duce
și începe să facă pregătirile pentru război, pentru luptă. Și uitați cum câștigă Dumnezeu bătălia prin Gedeon. Spune că a împărțit în trei cete pe cei 300 de oameni și le-a dat tuturor săbii, tancuri și avioane de luptă. Nu, a împărțit în trei cete pe cei 300 de oameni și le-a dat tuturor trâmbițe, urcioare, goale și niște făclii. Deci Dumnezeu spune, Gedeon, e timpul să mergi la luptă. Super, Doamne! Cu ce să mergem la luptă? Gedeon, o lanternă, o oală și fanfara. Și o să câștigi bătălia. Am vrut să numesc predica aceasta fanfara, oala și lanterna. Sau lanterna, fanfara și oală. Doamne, serios! Adică și suntem puțini și mergem cu oala la luptă. Dar, Doamne, de ce vrei să facem lucrul acesta? Și, de fapt, asta, tot ce se întâmplă aici este strategia lui Gedeon. Și acum înțeleg de ce l-a scos Dumnezeu din tească, că ăsta-i fugea mintea. Era isteț. Era o gândit o strategie extraordinară. Uitați-vă ce-a făcut. Spune, cele trei cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele, au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Și numai să vă povestesc, că asta e foarte interesant, să nu sărim peste asta, să vă povestesc ce s-a întâmplat mai departe. Spune că cele trei cete au sunat din trâmbiță așa și spune că au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și în toată tabăra Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora foarte tare. Era ora 3 noaptea și la 3 noaptea când sună alarma. I-am mai povestit asta, vă povestesc numai așa foarte pe scurt. Eram cu Otilia, era sărbătoarea, aniversarea noastră de 10 ani de la căsătorie. Eram în Bratislava, am încercat să fiu un soț fain de treabă, am găsit un hotel fain, am încercat să iasă totul bine și totul ieși bine. Până pe la ora 3 noaptea, când dormeam. Și la un moment dat mă trezesc pentru că aud niște zgomote ca și niște împușcături pe holul hotelului. Și am zis, mă, poate-s ceva artificii afară. Nu erau artificii. Am încercat să adorm, zgomote și mai tare. Cineva trage cu arma, se trezește și Otilia. Bă, Cristi, cineva trage cu arma. Stai liniștită, zic, că nu-i nimic și culcă-te numai. Nu, n-ai teamă, dar eu muream de frică, eu de mult le auzeam. Și, adevărul, pot să vă spun, chiar... Și zic, da, culcă-te liniștită. Bun, să scurtez povestea. După vreo două minute, începe să sune alarma hotelului. Și o voce, în limba engleză, spune cu voce tare, pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să părăsiți hotelul cât mai repede cu putință. Nu folosiți liftul, coborâți pe scări, noi eram la etajul 7. Trei noaptea. Sună alarma. Nu mai ții minte dacă am coborât în pijama sau nu. Slavă Domnului că n-am întors sabia unul împotriva celuilalt, ca și în armata lui Gedeon. Dar greu am găsit cheia de la mașină. Mi-a luat câteva secunde să-mi dau seama că e la mine în mână. Și țuș pe scări în jos. Și când am ajuns la parter, la ora 3 noaptea în Bratislava, se uită cineva la mine și zice, tu ești pastorul la BBSO, nu? Și mă uit cum eram îmbrăcat. Ne-am suit în mașină și am luat-o la fugă și până la urmă s-a rezolvat, a fost o chestie care s-a întâmplat, n-am timp să vă povestesc acum. Ideea este că la ora 3 noaptea a fost groaznic. Și la ora 3 noaptea, când în tabăra lui Madian a sunat alarma, când s-au spart ulcioarele, când s-au aprins făcliile, oamenii au crezut că sunt cuceriți și cu 300 de oameni Dumnezeu câștigă biruința. Și aduce biruință prin Gedeon și aduce încurajare. Dragul meu, nu te mai lăsa intimidat de teamă. Nu te uita la tine că ești atât de slab. Nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier. Nu te mai uita că încă nu le știi pe toate, că încă mai este îndoială, că încă mai există teamă în viața ta. Dacă l-ai pe Hristos în viața ta, ai totul. Pentru că Biblia de atâtea ori spune că Iisus plus ceva, egal totul. În Iisus Hristos ai totul. El este, n-ai nu știu ce arme sofisticate.
N-ai cine știe ce, dar Dumnezeu, chiar dacă n-ai mare lucru, Dumnezeu spune cu o făclie, cu o oală, cu fanfara, zice, poți să câștigi biruința și la final, zice Dumnezeu, eu voi fi cel care va primi toată slava. Dragul meu, încurajarea mea pentru tine este să nu te lași intimidat, orice ar fi în viața ta, pentru că Dumnezeu poate să aducă biruință și în viața ta. Dar Cristi, cobor, nu-i bai. Dumnezeu uneori te coboară pentru ca apoi să te urce. Cristi, Dumnezeu mi-a micșorat atât de mult armata, nu-i bai. Nu te lăsa intimidat de ceea ce vezi. Cristi, am așa de multe probleme, nu este niciun fel de problemă. Dumnezeu, dragul meu, nu este un Dumnezeu din ăsta triumfalist să-i spune lui Gedeon, lasă că totul va fi bine. Și Dumnezeu îi spune, Gedeon, dacă tu te încrezi în mine, eu sunt cel care va aduce biruința și în viața ta.